Astăzi este prima zi când lebedele se bucură din nou de apa din lacul parcului dendrologic. După aproape 6 luni petrecute în adăpostul din curtea liceului Silvii Gurghiu, lebedele noastre se bucură din nou de apă. Astăzi le-am făcut această mare bucurie și le-am adus pe lacul din parcul dendrologic. Începând de mâine, turiștii care ne vizitează parcul dendrologic se vor bucura din nou de frumusețea acestor gingașe păsări. Este vorba de o familie de lebede care anul trecut a dat naștere la 5 pui. Această familie de aproape 10 ani și a fost primul an, anul trecut, când au reușit să depună ouă și să scoată acest lucru.